Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Continuăm seria discuțiilor preelectorale. Vă reamintesc că în iunie mergem să ne votăm primarii și consilierii locali și județeni. Vorbim astăzi despre localitatea Năvodari, o localitate în care se întâmplă lucruri interesante din punct de vedere politic. Vom discuta despre toate acestea, dar și despre planurile invitatului nostru pentru primăria Năvodari, pentru că va candida, a fost deja anunțat oficial, va candida la această funcție. Deci, invitatul meu de astăzi este domnul Aurelian Dumitrașcu, este candidatul Partidului Mișcarea Populară la primăria Năvodari. Bună seara! Bună seara! Bună seara și celor ce ne urmăresc și vă mulțumesc pentru invitație. Eu mulțumesc că sunteți aici. Interesante lucrurile din punct de vedere politic în Năvodari. Le vom lua puțin pe rând. Sunteți consilier în Năvodari de 3 ani și jumătate. Vă țin prin linie 4 ani. Cum au fost acești sau cum sunt acești 3 ani și jumătate de când sunteți consilier? A fost greu, a fost ușor? Cum a fost? A fost interesant pentru mine, da, primul meu contact cu administrația locală. M-am impus atât cât am putut, am încercat să-mi impun ideile și proiectele, însă din opoziție este greu să le și aduci la viață. Ele au fost votate, dar nu au fost aplicate de conducerea primăriei. Votate, dar nu aplicate? Votate în unanimitate de consilierii locali, dar nu au fost finalizate, să zic așa. Operația a reușit, dar pacientul este mort. Ceva de genul, dar, da. Cum se întâmplă asta? Adică bănuiesc că dacă cei de la putere din administrație care votează un proiect, înseamnă că sunt și de acord cu el, nu? Și ar trebui să lucre la îndeplinire. De ce nu s-au dus? Se găsesc tot felul de chichițe legale. Dau exemplul cu proiectul de ridicare mașinilor abandonate de pe raza orașului Năvodari. La licitație au pus un preț prea mic pentru a nu se înscrie nimeni. Asta este unul dintre chichițele legale, să spun așa. Am înțeles. Da. Și în prezent mașinile, nu știu, nu se ridică sau? Nu se ridică. Serios? Însă de când am început să fac aceste demersuri, cei de la poliția locală au căutat proprietarii și au mai dispărut dintre ele. Deci într-un final a avut. I-au rugat frumos. Să spunem, da. Cum stă pe MPO acolo? Sunteți în, nu știu, într-o alianță pentru binele comunității? Sunteți în opoziție? Aveți colaborare cu PSD, cu PNL? Cum se întâmplă? În Consiliul Local suntem în opoziție, însă ne dorim să facem o alianță cu un candidat unic la primăria Năvodari. Am purtat și port discuții cu ceilalți candidați de dreapta, însă, din păcate, există și orgolii la mijloc. Să fim corecți, sunt cel mai bine cotat candidat la primăria Năvodari de dreapta, am cea mai mare notorietate și experiență în administrație. Într-adevăr, Chelaru are mai multă experiență decât mine, dar față de ceilalți candidați, eu stau mai bine. Acum nu o să vă las să spuneți toate lucrurile astea fără să dovediți. Pe ce vă bazați când spuneți că stați cel mai bine? Aveți ce în spate? Aveți sondaje, cifre sau? Că bănuiesc că toți candidații spun asta despre ei. Invităm și pe domnul Chelaru, apropo. Bănuiesc că vă spun același lucru. Pe ce vă bazați? Am un mandat de consilier local, da. Cunosc cum funcționează administrația locală, dar pe lângă asta cunosc și funcționarii. Știu cine își face treaba, știu cine nu își face treaba și știu ce modificări trebuie să fac. După ce voi ajunge primar și iau loc pe fotoliul de primar, știu direct ce modificări trebuie să fac pentru a funcționa bine aparatul. Nu am nevoie de o perioadă de acomodare, să spun așa. Ceilalți contracandidați, bine, nu le spun contracandidați, eu îi consider posibili aliați, nu au experiență în administrația publică. Am înțeles ce spuneți, vă cred, vom vorbi și despre aturile dumneavoastră mai mult și despre dezavantaje, dar v-am întrebat altceva. Ați spus că stați cel mai bine, știți dumneavoastră. De unde știți asta? Nu am cifrele oficiale, dar doar din informații din interior. Au avut loc sondaje atât din partea PSD-ului cât și din partea PNL-ului. Acestea nu au fost publicate, sunt sondaje interne, însă stau destul de bine. Bun, când vorbiți despre o posibilă alianță de dreapta, vă referiți la cine concret? PMP și mai cine? USR Plus și PNL. Acestea sunt partidele de dreapta din Năvodari. În momentul de față PNL-ul nu are candidat, mai sunt 3 luni până la alegeri și nu și-a desemnat un candidat, însă celelalte două partide care și-au desemnat candidații, USR și Plus, am purtat discuții cu ei și sper să ajungem la un numitor comun. Să vă spun un secret, PNL nu are un candidat, un secret pe care știu toată lumea, nici în municipiul Constanța, noi înregistrăm emisiunea aceasta după amiază, încă nu știm cine, dar asta nu înseamnă că PNL nu are nicio șansă și vorbește și de Constanța și de Năvodari, numai pentru că nu și-a desemnat candidatul. Poate vin cu cineva din urmă, foarte cunoscut, un foarte bun politician, ar avea? Din informațiile mele, nu. Ei se bazează pe oameni din afara sferei politice, însă, ca și în dățile trecute, nu au notorietate, să spun așa. Nu mai știu de cine este condusă, dar o să discutăm despre PNL altă dată. Știu că la un moment dat filiala județeană PNL era condusă de George Niculescu, actualul prefect, până când și-a dat demisia din PNL. Acum nu știu ce se mai întâmplă. Am remarcat un lucru interesant în Consiliul Local Năvodari, am și asistat cred, la una sau două ședințe.
Mi se pare că pe unele chestiuni punctuale, între PNL și PSD, a fost, dar poate mă înșel, a fost o înțelegere. Înțelegere pentru, nu știu, binele comunității. Au fost momente în care cele două partide au votat împreună? Eu recunosc că 99% din proiectele benefice orașului, indiferent cine le înainta, majoritatea erau înaintate de PSD, le-am votat, pentru că erau proiecte benefice. Însă nu am fost și nu voi fi niciodată de acord cu proiecte care nu sunt în interesul orașului. PNL-ul a inițiat cel puțin două proiecte care nu au fost în beneficiul orașului. Vă știți aminte foarte bine cu proiectul cu punctul trafo de la Tabăra Năvădari și ultimul proiect, chiar cel de pe luna februarie, cu strada M1, strada care este doar în acte, nu și fizic. Proiect înaintat de PNL și care s-a retras de pe ordinea de zi în ultima clipă. Ultimul proiect cu strada? Da. Da, și PSD-ul e de acord cu aceste proiecte, bănuiesc, nu? Bineînțeles, l-ar fi votat dacă nu s-a fi făcut presiune publică. Trebuie să ne spuneți un pic la ce vă referiți, că poate nu știe toată lumea când vorbiți despre postul trafo, despre ce este vorba. În 2012, când primăria locală a pus stăpânire pe Tabăra Năvădari, da, acolo exista și un post traf, care era al SIND-ului. Primăria Năvădari, SC Tabăra Năvădari, a pierdut în instanță terenurile și clădirile în favoarea SIND-ului, însă SC Tabăra Năvădari încă punea stăpânire pe un punct trafo, punct trafo care refurniza energie electrică la oamenii din zonă. Da? Oamenii de acolo erau dependenți de acel punct trafo. Mă scuzați când spuneți oamenii din zonă, nu vă referiți la Tabără, ci la locuitori, la locuitori, da? Da, la năvădărini care locuiesc pe lângă Tabără. Am înțeles. S-a dezvoltat foarte mult orașul și în acea zonă. No. PNL-ul a venit cu un proiect în Consiliul Local, prin care noi ca și Consiliul Local să autorizăm SC Tabără Năvădari să refurnizeze curent electric. Nu are nicio logică. Am făcut și atunci presiuni să se retragă proiectul, să nu se voteze, însă a trecut prin majoritatea PNL-PSD proiectul. A, deci o alianță și acum cei care dețin punctul trafo pot refurniza sau refurnizeze energie România, către da, locuitorii din zonă. Da, pentru că nu le asigură această utilitate locuitorilor din zonă, ci de la SIND România îi ajută, să spun așa, dar la un preț corect. Pe când acel punct trafo era la SC Tabăra Năvădari, prețurile erau făcute din pix. Deci aveau facturile făcute din pix și umflate foarte mult. Mi se pare alucinant ce spuneți. Aceasta este realitatea de la Năvădari. La Năvădari se întâmplă multe lucruri ciudate. Al doilea subiect este, aș spune eu, cel puțin la fel de interesant ca cel despre care tocmai ați vorbit, strada aceea. Despre ce este vorba? Este o stradă care există doar în acte. Este cadastră, dar la fața locului ea nu există. Sunt niște nereguli din trecut, de pe vremea fostului primar, când acele terenuri au fost vândute, da? Proprietarii și-au ridicat case până în malul lacului, da, cu autorizație de la primărie, da? Iar acum pentru a-și acoperi greșelile din trecut, vor să aducă la viață acea stradă. Dar păi strada nu există pur și simplu. Și cum ar putea face aceasta, domnul Dumitrașcu, să construiești o stradă care există în acte, dar nu există în realitate și acolo sunt, înțeleg, proprietăți case? Cum ar putea să o facă? Doar să bage pământ în lac, da, și să-l traseze pe acolo. Am văzut niște imagini care circulau pe Facebook, nu știu, unele sunt destul de recente, în care se lucrează abitir așa pe malul locului. Cu excavatoare, se mai răstoarnă pământ, se întâmplă lucrurile astea sau sunt povești așa pe plăbdă? Nu, e realitatea, la fața locului. Când am cerut în ședință informații de la primărie cu ce se întâmplă acolo, au spus că este vorba despre niște privați, s-au făcut sezări și au fost amendați. Dar ei lucrează în continuare. Nu v-au spus cu câte au fost amendați, nu? Nu. Că era interesant, nu, că dacă primești 500 de lei amendă sau, nu știu, dau niște cifre. Simbolic, bineînțeles. Dar să știți că ar trebui să, poate că ar trebui pentru binele orașului să insistați, să întrebați mai mult. Am insistat și în trecut când Tabăra era la a orașului, să spun așa, să ni se dea și nouă niște cifre. Se laudau cu ea PSD-ul, da, că au readus Tabăra orașului. Foarte bine. Dar ce beneficiu are orașul de pe urma Taberei? Ce profit avem? Niște cifre, ceva, nimic. Nu vi s-au prezentat? Nu. Adică nu există transparență deloc. Suntem amăgiți și suntem mințiți că ni se oferă transparență, dar nu ni se oferă. Acum, ca să nu depășim subiectul acesta interesant al construcțiilor de pe malul lacului, știu, multă lume, sunt convins că și cei din primărie știu că există o zonă de protecție care se întinde până la 15 metri de la malul lacului în care nu ai voie să faci nimic. Și nici nu aparține, de fapt, primăriei. Cum Dumnezeu se poate construi acolo? Nu v-a spus nimeni din primărie. Cei de la primărie au spus că acea zonă pe unde va trece strada nu este inclusă în acea zonă de protecție. Și au aviz de la Apele Române. Au aviz de la ape? Da.
Da, pe și au venit și de la APE în control, spun ei. Da? Au făcut postare publică pe acest subiect. Ar trebui să întrebăm pe cei de la Apele Române, subiectul mi se pare interesant, mai ales că este un director tânăr acolo acum și, mă rog, sunt convins că vrea să deslușească lucrurile. S-a organizat un meeting acolo, nici nu știu de către ce partid politic, nici nu mă interesează, dar a fost ceva acolo, nu? La fața locului, parcă. Da, a fost un mic protest, să spun așa, prin care s-a implicat și partide politice. Mi s-a reproșat că de ce nu am participat și eu fizic la protest, însă eu am reușit să blochez acest proiect din interior. Am o funcție publică, iar protestatarea trebuie să înțeleagă că e mult mai important din interior să mă implic, să blochez lucrurile care nu sunt în regulă. Bun, ce se va întâmpla acolo? Proiectul poate fi redepus pe ordine de zi, că din câte știu eu, un primar, în teorie, ar putea să vină să-l redepună, nu? Da, corect. Când inițiatorul proiectului și l-a retras, a dat vina pe mine, că din cauza mea îl retrage, pentru că în comisie nu am fost atent când a explicat proiectul. Păi și ați fost atent sau n-ați fost atent? Ce făceați în comisie? În comisie s-a vorbit pe repede înainte. În comisie nu mi s-a prezentat documente, să vedem exact despre ce este vorba. S-a vorbit fugitiv, am trecut la următorul proiect, adică nu. Iar eu le-am reproșat un singur lucru. Dacă proiectul era legal, nu s-ar fi retras. Atât. În actualul mandat de consiliu local, nu cred că va mai intra până de zi acel proiect. Mai sunt cât? 3 luni de zile? 4 luni? Da. Probabil că pot aștepta cei care au interes în acest sens. Ce s-a întâmplat bun? Și o să vă întreb și ce s-a întâmplat cel mai rău din punctul dumneavoastră de vedere în acești 3 ani și jumătate de administrație în năvădare a PSD-ului. Ce s-a întâmplat bun? Ce s-a întâmplat bun, da, ca să punctăm și părțile bune. Cel mai benefic proiect al orașului în acest mandat, susținut de toate partidele politice locale, dar și județene, fiindcă nu s-a fi putut fără ajutorul Consiliului Județean, este Spitalul de la Năvodari. Acela este cel mai important. Din păcate încă nu i s-a dat drum, avem promisiunea că până în vară, până în campania electorală, bineînțeles, va porni, dar mă bucur că în mandatul meu de consilier local acel proiect va prinde viață. Nu e problemă, probabil nici dacă se dă drum până în campanie, a durat măcar să se dea drum. Ați votat, da? Da, am votat de proiectele, am vorbit și cu colegii de la județ să susțin acel proiect. A fost destul de complicat legislativ să luăm clădirea de la Consiliul Județean, să o renovăm, să o dăm înapoi la Consiliul Județean pentru a putea să o utilizeze și toate cele. I-am văzut pe primarul localității și pe președintele Consiliului Județean împreună în București, semnând ultimele hârtii, s-au lăudat cu acest lucru și pe bună dreptate este un... Și foarte bine faceți că recunoașteți, este un lucru foarte bun. Cred că numai pentru Năvodari, ci și pentru Constanța, că se mai degrevează din presiunea asupra Spitalului Județean. Altele mai știți? Acesta este cel mai mare. Am înțeles. Și altele mai știți? Restul micuțe nu au importanță, să spun așa. Care ar fi lucrurile negative care nu v-au plăcut care s-au întâmplat în ultimii 3 ani și jumătate? Da, a fost când DNA-ul a făcut o adresă la Consiliul Local Năvădari să ne întrebe dacă ne constituim sau nu parte civilă la un nou proces pe numele fostului primar. Atunci majoritatea din PSD a făcut front comun în jurul fostului primar și nu a trecut acel proiect. De fapt, proiectul a trecut, ne-am constituit parte civilă, de fapt, urma să ne constituim parte civilă de-abia după ce primăria pe cheltuieli de la bugetul local își gătea un expert judiciar să calculeze adevăratul prejudiciu, ca și cum experții de la DNA nu știu să calculeze. Au trecut mai bine de 2 ani, 2 ani jumate, 3 ani de când a trecut acel proiect și primăria încă nu a găsit un expert judiciar să calculeze prejudiciul. Orașul Năvodari, în momentul de față, nu este parte vătămată în acest proces, da? Și dacă pe viitor instanța hotărăște că era vinovat, noi nu recuperăm 3,5 milioane de euro la bugetul local. 3,5 milioane de euro este suma, da? Prejudiciul orașului, da. Cam care e bugetul orașului Năvodari pe un an de zile, bugetul total? Undeva la 110 milioane de lei. 3 milioane e totuși o sumă, da. Băga multe, s-ar fi putut asfalta multe străzi. Avem cartiere întregi fără canalizare. 110 milioane lei, asta înseamnă că 25, nu știu, de milioane de euro. Deci da. E o sumă chiar importantă. Da, da, da. Acea bani putem să-i băgăm direct în investiții. Ce spune domnul Chelaru despre acest lucru? L-ați întrebat? L-am mai întrebat periodic. Când găsim expertul judiciar, nu a fost găsit. Pur și simplu.
Da, o să mai spun o dată, să nu vă supărați și cred că o să mai amintesc că l-așteptăm pe domnul Chelaru într-o emisiune, ba chiar și pe domnul Nicolae Matei, dacă dorește să candideze, dar vom discuta și despre acest lucru. Bun, alt lucru care nu v-a plăcut în ultimii 3 ani și jumătate? Acesta ar fi principal. Alt lucru ar fi lipsa transparenței. Atât față de noi consilieri, cât și de populație. Dacă eu nu public ordinea de zi sau data, ora când are loc ședința de consiliu local, primăria nu o face. Nu respectă legea, nu pune proiectele pe site-ul primăriei așa cum ar trebui să o facă. Păi de ce nu? Lipsa transparenței, pur și simplu. Am înțeles. E drept că l-am văzut pe actorul primar dând dovadă de oarecare lipsă de transparență față de colegii de la ProTV acum. I-am văzut alergând după el și cerând puncte de vedere, ci e drept din când în când am mai răspuns primăria în scrisă, dar cred că un primar ar trebui să dialogueze cu presa în general din cauza aceasta, sau datorită acestui fapt, mai spun o dată că este invitat domnul Chelaru într-o emisiune oricând. Bun, haideți să vorbim puțin despre problemele orașului Năvodare, așa cum le vedeți dumneavoastră, nu știu. Care ar fi, mi-a spus de modul în care s-a construit, de vă place cum s-a construit în Năvodari, în noile cartiere? Eu mă refer, de exemplu, la Mamaia Nord, o zonă în care s-a investit foarte, foarte mult. Mamaia Nord este exemplul perfect pentru o administrație care nu are un arhitect capabil. Da? Noi nu vrem să speriem investitorii, da? Susținem în continuare dezvoltarea orașului, dar o dezvoltare inteligentă. O dezvoltare în care primăria întâi duce utilitățile în zonă, după aceea se dezvoltă. Avem în Mamaia Nord blocuri, hoteluri care nu sunt acordate la canalizare. Suntem în anul 2020, avem locuitorii din Năvodari care nu sunt acordați la utilități. Înainte de a vorbi despre proiecte SF-uri, să zic așa, de drumuri suspendate, de telegondolă peste canal, trebuie să ne gândim la ce avem de reparat din urmă. Administrația PSD din ultimii 12 ani, când de 12 ani sunt la putere în Năvodari, nu le-au asigurat năvodărinilor chestii elementare. Trebuie să zicem canalizare la Mamaia Sat, în zona de nord a orașului, în peninsula. Întâi, astea sunt prioritățile noastre, da? După care ne gândim și la proiecte SF-uri. Eu mă uit și încerc să înțeleg dacă glumiți acum cu mine sau nu. Spuneți că sunt blocuri în Mamaia Nord care nu au canalizare? Da, exact. Au fost septice. Sunt străzi, foarte multe străzi din stațiunea Mamaia Nord, care nu au canalizare. Asta este realitatea de pe teren. Și în continuare se construiește. Dar ați spus ceva interesant, că nu vreți să opriți aceste construcții. Nu vorbesc de aceste construcții. Să ținem dezvoltarea orașului, da, dar una inteligentă. Să avem un puz, da, bine gândit. Să se respecte spațiile verzi, locurile de parcare pentru fiecare locuință. În momentul de față este haos ce se întâmplă mai nord. Deci acel haos nu mai merge reparat. Avem zone frumoase în Năvodari unde se poate dezvolta. Dar trebuie să aducem investitori la aceeași masă și să gândim împreună. Nu să dăm autorizații pe bucățele, gândim cartiere întregi, ducem utilitățile, avem locuri de joacă. În Mamaia Nord nu avem un singur loc de joacă. Nu avem un spațiu pe unde să ne plimbăm. Am venit la buget cu amendamente pe treaba asta și s-au aprobat. Și pentru Mamaia Sat, la fel, nu avem un singur loc de joacă pentru copii acolo. În toată zona aceea? În toată zona, da. Să știți că administrația locală se laudă, am văzut câteva posteri pe Facebook din această vară, cu câteva fotografii așa frumoase de sus, în care apar niște blocuri la malul mării, de unde poți vedea nisipul și marea, și se laudă cu un număr în creștere de turiști. Deci, ca să fiu avocatul diavolului, se pare că, dincolo de problemele pe care le menționați, lumea vine în Năvodari și este o stațiune în plină dezvoltare. Poate că lucrurile merg bine, așa cum sunt acum. Da, într-adevăr, vin foarte mulți turiști, îi întâlnim pe litoral, dar haideți să întrebăm de confortul pe care îl regăsesc aici, dacă sunt mulțumiți. De locuri de spacare, de spațiile verzi, de praful din zonă, se construiește în continuu pe tot sezonul estival. Și nu se plâng doar turiști, se plâng și năvodărenii care locuiesc în acea zonă. Da, am văzut, din păcate, și turiști, așa cum spuneți, care sunt deranjați de aceste construcții. Era un reportaj tot la ProTV, aduc aminte. Care deschidea geamul și vedea construcții în față. Dar, mă rog, lucrurile astea cred că pot fi întâmpinate. Nu te-am aduce acolo, tot în altă parte. Interesul administrației locale este să-și păstreze turiștii, să nu-i zgonim. Ei vin odată, dacă nu le place, doar nu mai vin.
Trebuie să le oferim ceva să fie plăcut, surprins și să rămână aici. Da. Dar în principiu, cum vedeți turismul în acești 3 ani și jumătate? A fost pe o pantă ascendentă, descendentă? S-a plafonat? Numărul locurilor de cazare din Ovoda a crescut considerabil, tocmai de aceea și numărul turiștilor a crescut. Da, e în continuă creștere, doar că trebuie să ne dezvoltăm inteligent. Mai avem o zonă turistică și la Beachland, spre Dir, da? Acolo trebuie să avem grijă să nu facem greșeala din Mamaia Nord. Trebuie să le dezvoltăm inteligent zona. Am înțeles. Infrastructura în Vodăr cum este din punctul nostru de vedere? Și mă refer aici la străzi, la asfaltarea străzilor, la locurile de parcare și la tot ce înseamnă, nu știu, trafic și avem deficiențe la toate capitolele, da? Nu avem destule locuri de parcare, tocmai de aceea am venit cu proiect pentru a căuta soluții să construim parcări spre-etajate. Avem foarte multe străzi neasfaltate, da? Dar înainte de a le asfalta, să nu facem greșeala trecutului, să venim ulterior cu utilitățile. În acea zonă, în zona de nord a orașului, nu avem canalizări. La Hanul Piraților la fel. Ironia sorții, prin zona Hanului Piraților trece de mai țeava de canalizare care rafulează din stațiunea Mamaia la Năvădari, da? Și nu sunt acordați. Adică e și păcat. Acolo se poate face, nu neapărat cu bani mulți, canalizare în cădere, da? O stație de pompare și pompăm în acea țeavă. Soluții există, doar să se dorească. Chiar dacă este vorba de o populație mică, ca și număr de votanți, și în peninsula, și Mamaia Sat, și în zona de nord, trebuie să-i ajutăm că sunt tot năvădări și ei. Ce înseamnă locuri de parcare? Suprapuse sau cum ați spus? Supraetajate. Parcare supraetajată, da. A, parcare s-o construiți, da. Da. Există spații identificate? Am identificat până în momentul de față două spații, da. Una în zona de est, unde avem în momentul de față tot o parcare, da, este plină, însă mai putem să mai supraetajăm pentru a decongestiona toate străzile din zonă. Pe acele străzi, seara, când toți oamenii sunt acasă, nu are loc să treacă o mașină de pompieri. Doamne ferește de vreun incident. La fel și în zona de sud, trebuie să găsim soluții și în zonele de case, unde toți din comoditate își lasă mașinile pe străzi, la fel nu au loc să treacă mașini de pompieri noaptea. Sensurul nici, domnule Dumitrașcu, s-a făcut în Constanța. Știu că s-a încercat și în Vodăr, nu? Și în Vodăr și le-au scos. Funcționează? Deci, le-au scos? Le-au scos, de ce? Da. Nu funcționează? Nu au venit cu răspunsul. Au fost foarte multe plângeri din cauza oamenilor și au preferat să le scoată. Cât costă o astfel de clădire, etaj, parcare supraetajată? Ați făcut un calcul estimativ? Asta urmează să se facă de către experți. N-ați făcut? Nu. Din opoziție am doar inițiat proiectul pentru a începe procedurile. Nu am puterea să impun aceste lucruri. Sensurile giratorii funcționează în Vodăr sau nu? Aveți câteva pe interiore decorate frumos, frumos între ghilimele, mă rog, frumos este în ochii sensurile privitorului. Sensurile giratorii au și ele rostul lor, da? În acest mandat de consilier local am votat 3 noi sensuri giratorii de care chiar era nevoie. Și se simte, s-a mai decongestionat traficul. Unde sunt? În ce zonă? În zona centrală, da, la Năvădari, pe Constanței cu... pe strada Constanței, da. În centru stângă parc. Încă unul pe albinelor cu rândunelelor. Am înțeles. Și funcționează? Deci n-au fost plângeri de la oameni, nu? Chiar. Ca de obicei, lumea este puțin reticentă la nou, dar la început, dar acum e tot ok. Am văzut că în Constanța sunt perioade de probă, se lasă vreo 60 de zile și dacă lucrurile funcționează, rămâne stabilit. Dar cred că așa și trebuie făcut. Nu cred că trebuie impusă o soluție, nu? Dialogul dumneavoastră, cu oamenii, cu locuitorii Năvodărului, care este? Ieșiți în stradă, cum vorbiți cu oamenii? Am întâlniri publice cu oamenii, da. Eu invit oamenii la mine să-i ascult, să văd ce viziune au ei pentru oraș, să-mi facă planul de administrație locală strict pe cerințele oamenilor. Nu-i chem să mă laud eu cât de frumos și cât de deștept sunt. Oamenii mi-au dat câteva idei foarte bune. La aceste întâlniri mi-am prezentat și echipa de consilieri locali. Niciunul dintre ei nu are experiență în politică sau în administrație locală. Însă, de la Năvădăr, știu, decât oameni cu experiență și rău intenționat, mai bine oameni care nu au experiență și vor să facă ceva pentru oraș. Da, interesant. Haideți să luăm o pauză de publicitate și revenim pentru a doua parte a emisiunii, în care vă spun de pe acum, o să vă rog să vă gândiți, dacă nu vă spun eu, punctele, dezavantajele dumneavoastră în acest curs către Primăria Constanța. Vorbim după pauză. Ne-am întors, Aurelian Dumitrașcu, alături de noi, candidatul PMP la primăria Năvodari. Vorbim și despre punctele sale slabe, nu lăsăm să se laude. Dar înainte de asta, mi-am adus aminte, ați devenit așa
O persoană foarte cunoscută, printr-un clip pe care l-ați postat lunile trecute, v-ați bătut cu un om pe stradă. Ce ați făcut? I-ați luat cuțitul din mână. Ia povestiți cum a fost, că e interesant subiectul. Da, nu ne-am bătut. Pur și simplu treceam, eram cu cineva cu mașina prin acea zonă și am auzit niște geamuri sparte, vitrine sparte. M-am uitat în stânga noastră și era o persoană care avea un fier, un levier, nu mi-am dat seama pe moment, care spărgea vitrinul unui magazin și s-auzeau niște țipete de femei. Din reflex am spus să oprească, au oprit mașina, am fugit lângă el și l-am luat prin spate, l-am oprit pur și simplu și l-am imobilizat. Nu ne-am bătut, nu cum s-a vehiculat prin presă. L-am imobilizat, a sunat cineva la poliție, l-au încătușat și s-a terminat povestea. Păi, dar de ce n-a sunat la 112 dinainte și a sărit? Avea ceva mână, avea o bâtă, avea ceva, nu? Avea un levier, erau niște persoane care țipau și asta a fost reflexul meu pe moment, să mă duc să-l imobilizez. Deci n-a fost nimeni rănit, n-a fost... A fost o persoană rănită, da, un bărbat, dar și a revenit. Nu au fost incidente grave, să zic așa. Se întâmplă de sur să săriți din mașină, să opriți oamenii pe stradă, așa? Nu, dar nu. Asta a fost reflex pe moment, pur și simplu. Nu, n-am gândit-o să zic exact. Cine a filmat? Nu știu, erau oameni din zonă care filmau. Când am ridicat capul, erau 3-4 camere pe mine, adică nu... Vă întreb, pentru că la un moment dat s-a spus, băi, arată așa de bine clipul ăsta, că e regizat, poate, n-a fost... Deci nu l-a filmat dumneavoastră, nici prietenul din mașină, nu? Nu, deci acea persoană făcea scandal în zonă de mai mult, de câteva minute bune până să ajungem noi în zonă. Nu a fost ceva regizat, să zic așa. Am zis, care sunt dezavantajele dumneavoastră în cursa pentru primăria? Da, sunt conștient că nu sunt o persoană perfectă, da. Dezavantaje. Eu nu le consider dezavantaje, să spun așa, dar ceea ce se spune în piață despre mine, faptul că am doar 27 de ani. Însă la 27 de ani, mulțumesc, mă consider în putere, da. Dacă 27 de ani nu este o vârstă, la 27 de ani consider că am destul de energie să mă implic, da. Care ar fi vârsta perfectă? Vârsta potrivită pentru a candida la această funcție? E o întrebare retorică, evident, da. Haideți să vă mai spun eu, unul. Nu aveți o mare experiență în administrație și o să-mi permit să vă compar cu contracandidații dumneavoastră, cu domnul Chelaru, probabil va candida, cu, nu știu dacă va candida Nicolae Matei sau nu, dar este evident că domnul Chelaru are experiență mai mare, deci este un dezavantaj. Da, corect, are experiență. Sunt conștient de acest lucru, dar vorbesc de candidații de dreapta, da? Față de ceilalți, eu am o experiență mai vastă. Îl puteți învinge pe Florin Chelaru? Sunt șanse. Sunt șanse reale, mai ales dacă ceilalți candidați lasă orgolile deoparte și se hotărăsc să susțină un singur candidat. Dumneavoastră puteți lăsa orgolile deoparte să susțineți alt candidat din partea dreptei? Dacă știam că nu am șanse, nu mă înscriam la acest candidatură, da? Însă să fim realiști. Am notorietate în Năvodari, am 7 ani de când mă bat cu PSD-ul la Năvodari, din 2013 de când m-am implicat. Ceilalți au apărut recent, de câteva luni. Dacă ar fi să o luăm corect, eu ar trebui să rămân candidatul drept de la Năvodari. Da, da, v-am întrebat altceva. Într-un scenariu ipotetic, vă vedeți făcând un pas în lateral și susținând pe altcineva din dreapta? Dacă aș crede în alt candidat, da, care să aibă cel puțin implicarea mea și în administrație și politică, da. În ultimele luni am văzut un război al declarațiilor între Florin Chelaru și Nicolae Matei. O mai spun o dată, ambii sunt invitați, separat sau împreună, în această emisiune, oricând doresc dumnealor, au numărul meu de telefon. Am văzut un război al declarațiilor, nici nu cred că pot să le spun pe post. Au fost totuși pe Facebook și e adevărat sau e un joc politic între cei doi care au fost foarte apropiați până la un anumit moment dat, domnul Chelaru și Matei? Pe acest subiect o să comentez un singur lucru. Eu nu mă las păcălit de ei, da? Timp de 12 ani au stat la aceeași masă, amândoi pentru mine reprezintă PSD-ul și mă bat cu PSD-ul la Năvodari. Bun, încă o întrebare. Vă întreb acum nu în calitate de candidat la primărie, ci de om care face analize politice acolo vrând nevrând din prisma acestei funcții. Domnul Nicolae Matei, are șanse de a redeveni primarul Năvodarului? Nu știm încă dacă își dorește sau nu, dar ce credeți? Fiecare din noi are șanse, da. Acum depinde de cum își joacă cartea, însă ce este important este că această luptă dintre ei doi nu mă avantajează decât pe mine. Nicolae Matei nu fură voturi de la mine. Tot electoratul meu este anti-PSD, anti-Matei și anti-Chelaru. Prin faptul că Matei îi scade șansele lui Chelaru, mă avantajează pe mine. Am observat că vă promovați echipa și poate o să-mi spuneți două lucruri despre ea, nu sub
umbrela, sub numele partidului, ci ați ales un nume nou, nu știu, ați făcut un site nou, N20 sau cum? N20, da. De ce? Aveți ceva cu PMP-ul? Sau nu că deloc. Pare un discurs aproape dublu, nu știu. Cum le explicați? Pe site-ul nostru de campanie se vede foarte clar sigla partidului, da? Noi reprezentăm PMP-ul la Năvodari, însă N20 este sloganul nostru. N20 reprezintă Năvodari 2020, anul schimbării, dar și Năvodari 2.0. Vrem să ducem orașul la următoarea versiune. Cine sunt membrii echipei? Dați-ne așa câteva. Am încercat să cooptez exemple. Oameni din toate domeniile din Năvodari, da? Nu au experiență politică, însă își doresc într-adevăr să schimbe orașul. Am oameni din toate domeniile, am ingineri, am stomatologi, am ciocuritoreasă în echipă. Am oameni simpli, oameni care au devenit cineva pe muncă proprie, da? Iar aș putea spune că echipa mea este un etalon al Năvodarii, să spun așa. Am reprezentanți din toate domeniile. Aveți experiență în ceea ce privește funcționarea unui consiliu local. Da. Cum credeți că ar putea un tânăr, viitor primar ca dumneavoastră, dacă veți ajunge primar, să controleze un consiliu local în care, trebuie să o recunoaștem, vor intra și Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, nu veți fi pus în situația de a fi blocați, de a avea toate inițiativele blocate și de a nu face mare lucru 4 ani de zile dacă veți deveni primar? Dacă ne luăm după declarațiile lor politice, ar trebui să voteze, exact cum am făcut și eu timp de 3 ani și jumătate, toate proiectele benefice orașului. Nu văd de ce l-ar vota. Eu nu o să înaintez proiecte care vor fi împotriva orașului. Eu mă voi zbate pentru ca toți năvodărinii să beneficieze de minimul de confort. Utilități, transport public local, învățământ gratuit. Sunteți racordat la sistemul de energie centralizată în Năvodari, acasă, nu? Cum e situația acolo totuși, că trebuie să o cunoașteți? E o situație destul de grea. Nu avem certitudinea că în iarna următoare cei de la tehnica vor mai furniza agent termic. M-am zbătut în ultimii ani ca unitățile de învățământ din Năvodari, da, sunt prioritare, să fie racordate la gaz. De-abia acum, în ultima vară, se vor investi în centrale pe gaz și sisteme. Am venit și cu aceste amendamente, nu le-am mai făcut publice, da? Dar de ani de zile am discuții cu directorii, cu primăria. S-au alocat bani, asta este important și sperăm ca în vară, în afara anului școlar, pe timpul vacanței, să se și... Când sperați să înceapă lucrurile? Înainte de campanie sau după campanie? Fiind vorba de unitățile de învățământ și de copii, nu contează când. Contează doar să se investească. Cum vi se pare bugetul Năvodărului din punct de vedere financiar? Nu știu, e echilibrat? Cum l-ați analiza? Înaintea acestui mandat de consilier local, bugetele erau mult mai mari. Da? Numai că s-a schimbat puțin treburile, Ministerul Finanțelor a modificat legislația și mulți bani se duc la național acum, se investește prin PNDL-uri și toate cele. Avem mai puțin bani, dar cât de cât se investește inteligent. Nu pot să-i laud, dar nici să-i critic, să spun așa. Da? Se investește foarte mult în zonele centrale, le-am reproșat asta și că ar trebui să mai investim și în afara orașului. Atâta tot. Ați avut și câteva amendamente, din câte știu. De fapt, ne-ați spus unul dintre ele. Au trecut amendamentele dumneavoastră? Sau? Toate amendamentele mele au trecut, da. Dar rămâne de văzut, așa cum spuneați în prima parte, dacă vor fi duse la îndeplinire, nu? Da, însă chiar în luna aceasta voi încerca să vin cu 2 studii de fezabilitate pentru extinderea Creșe 20, avem doar 80 de locuri și multe ceri neonorate. Nu avem destule locuri la grădinițe, voi veni cu un studiu de fezabilitate și pentru extinderea unei grădinițe. Adică nu doar că au trecut, dar le și implementez. Urmăresc cu atenție activitatea primăriei Năvodari pe rețelele de socializare și observ că se construiesc parcuri și locuri de joacă, cred că am văzut, dar multe parcuri. Cum e Năvodariul? Este un oraș verde sau este un oraș mai puțin verde decât pe Facebook? Nu ne putem plânge de lipsa locurilor de joacă. Sunt destule, doar că nu sunt foarte îngrijite, da? Nu sunt supravegheate video. Dacă un loc de joacă este vandalizat, el rămâne așa luni bune. Există riscul ca alți copii să se accidenteze acolo, ne-am reproșat asta. Am venit cu un amendament prin care, cel puțin lunar, să dezinfectăm locurile de joacă, da? Pentru că sunt copii care sunt răciți, lasă micropii acolo, vin alți copii, pun mâna la guriță și se îmbolnăvesc, da? Acel amendament a trecut, s-au alocat bani pentru dezinfectarea locurilor de joacă. Avem nevoie ca locurile de joacă să fie construite pe categorii de vârstă, nu să fie toți copiii în același loc, să se lovească între ei. Și îmi doresc să mai aducem locuri de joacă și în alte zone ale orașului. Și spații versând, ca să avem nu uite întrebare. Da.
Deși e ok din punctul ăsta de vedere, da? Mai este loc. Am avut amendament în 2018 ca din bani la bugetul local să plantăm 10.000 de arbori. A trecut amendamentul, dar nu au dus la îndeplinire. Pare așa un mod de lucru. Însă am tot un proiect al meu mai final. Vechi. Datorită proiectului au fost plantat sute de arbori pe raza orașului Năvădari. Orice om care venea să-și ia autorizație de la primărie, ori să-și ridice o casă, ori un bloc, trebuia să planteze cel puțin un arbore pentru fiecare locuință. Pentru fiecare. Așa e și acum? Da. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, domnule Dumitrașcu. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat, așa cum am spus. Repet, domnii Florin Chelaru și domnul și Nicolae Matei sunt invitați în această emisiune. Oricând doresc ei, ușa noastră este deschisă. Mulțumesc că v-ați uitat, să aveți o seară excelentă în continuare.